Bună dimineața! Astăzi o să mergem într-un day trip. Am cumpărat ieri de la hotel. O să vizităm Monkey Island, satele pescărești de aici din Halong. Apoi vom face din nou kayaking, dar sper să fie un alt loc, să nu fie același cu cel în care deja am făcut. Ne vom opri să facem baie sau snorkeling și apoi ne întoarcem la hotel. O să dureze undeva la vreo 6 ore, cam așa. Hello! Si cai mai lângă? Nu știu ce vrea, dar... Da, o să dureze vreo 6 ore și sunt sigur că o să fie o zi super, mai ales că azi este soare și putem să facem baie, nu este înnorată ca acum 2 zile când am fost în Halong Bay. Mergem să luăm ceva de mâncare acum de la supermarket, pentru că m-am trezit destul de târziu, mă rog, destul de târziu. M-am trezit la 7, până m-am pregătit, s-a făcut 7 jumate și la 8 trebuie să plecăm. Aici, dacă vrei micul dejun, nu e ca în Europa să ai totul pregătit. Ți-l fac ei pe loc, dar durează pentru că mai era ceva lume. Plus că nu am niciun chef să mănânc noodle soup de dimineață la ora 7 jumate. Pentru că la ei, ăsta e micul dejun, noodle soup sau ce mai au ei. Dar în principal cam asta se mănâncă de dimineață. Am ajuns în locul de unde o să plecăm. Este aici, vă arăt imediat. Aici, Catba Kinchau Kui Chak. Welcome to Catba. Deci ăsta e portul de unde o să plecăm astăzi. Ne-au dat și aceste ecusoane. Nu sunt oamenii organizați ca... Stai așa că dă ăsta cu mașina peste noi. Ziceam că nu ne-au dat bilet ca data trecută, să trebuiască să stai cu el, să nu se ude, să nu stea. Mi se pare mult mai ok așa. Ai asta și o dai înapoi când te întorci. O să ne luăm un sandwich de asta, dar nu o să punem carne, ne pune omletă. Chiar domnișoara aici prepară mâncarea. Chili sauce. Și ne punem omleta. Thank you. Cam ăsta e sandvișul cu omletă. Are omletă și ceva morcov, castraveți. M-a costat 20.000 VND. 20.000 de VND. E dimineață, înțelegeți și voi. Adică undeva la vreo 3,70 lei. Italy. You? Din câte am înțeles, bărbații de aici se ocupă cu pescuitul, este principala lor sursă de hrană și de venit. A, uite ce frumos. Vii cu bărcuța, ți închiriezi o bărcuță de genul ăsta și te plimbi. Am uitat să-l întreb pe tipul de la hotel cât ar costa o de asta, dar o să-l întrebăm când ne întoarcem. Și vă ziceam că este principala lor sursă de hrană, pescuitul și de venit. Și de asemenea ne explica tipul care este ghid că în fiecare zi își duc copiii la școală cu barca, se duc și se întorc în fiecare zi făcând același traseu. Și am ajuns într-o zonă un pic mai, să spunem, comercială. Sunt vasele acestea pe care probabil se și doarme. Asta nu arată foarte bine. Sper să nu ne bușim de el, că în cealaltă excursie chiar am avut parte de
bușituri, dar acesta arată extraordinar de bine. Pe ăsta chiar aș vrea să dorm. Adică dacă ar fi să aleg între ăsta și ăsta, aș dormi pe acela maro. Ce facem, ne lovim? Ancorează aici. Până ajungem la satul pescăresc, aș vrea să vă fac un tur al bărcii. Nu este la fel de fashion, ca să spunem așa, ca cealaltă, dar e nice. Aici îl vedeți pe Denis. Ce faci, mă? Sunt mese. Aici avem o decorație făcută din bambus, destul de drăguț. Ventilator. Oricum nu prea e nevoie de ventilator pentru că vine, îți vine toată briza din de afară, îți vine direct în față. Dacă vrei să vă cinstiți, șampanie. Aici avem vodka. Vodka men. Deci ăștia au o problemă cu men. Așa. Asta e vin. Astea sunt șervețele umede. Vin, Pringles, fel și fel de snacks-uri, apă. Aici în spate avem toaleta. Nimic special. Bucătăria, unde fac oamenii de mâncare. Să trăiți, domn bucătar. Și aici în spate au oamenii, la fel, fac de mâncare, au oale. Și cam asta e. Cam asta e turul. Ah, vreau să vă duc și sus. Avem și terasă. Aici se urcă la Domn Capitan, dar nu avem voie. Să mergem pe terasă ca să vedeți și voi ce priveliște avem de sus. Așa. Cam asta este priveliștea. Pe cealaltă erau multe șezlonguri, vreo 4 șezlonguri din câte mi-aduc aminte. Aici stați pe salteluță și aveți această priveliște. Mai mult de atât, ce poți să ceri? Pentru $16? Eu zic că e din punctul meu de vedere, e suma perfectă pentru un tur. Am ajuns în locul în care se face caiac. Mă bucur că nu este același loc pe care l-am văzut acum 2 zile. Și arată foarte nice aici. O să luăm caiacul. Din câte am înțeles, stăm undeva la o oră pe aici. Și mi se pare foarte tare pentru că data trecută am stat jumătate de oră, trece foarte repede. Dar azi chiar arată bine locul, este vreme minunată, așa că e perfect. Acesta este vaporașul nostru. Este destul de drăguț, așa, oldie but goldie. Deci aici este plin de pești. Nu știu acum dacă sunt aici ca să-i prăjească, să-i mănânce, sau îi țin doar așa de pentru turiști. Dar este plin.
Aici nu este nimic. Ia uite ce interesant e asta. Ce mișto e asta. E super, super colorat. Unde-i fugi, mă? Vino, mă, înapoi. Nu cred că se vede foarte bine. S-a dus jos. Băi, vino la suprafață. Da, are un print așa foarte interesant. Cam așa arată situația din canoe, din caiac. Este foarte drăguț, chiar dacă ne descurcăm un pic cam greu, dar e de trăit această experiență. Deci aici cu siguranță trebuie să veniți. Este mult, mult, mult mai ok decât cel pe care l-am făcut acum 2 zile. Este și locul mai mare și aveți și mai mult timp. Nu e multă lume, suntem doar vreo două vapoare, vaporașe. Am obosit ceva, am dat la vâzle, de mi-au sărit ochii. Treceți și cred că sunt vreo 2-3 peșteri de genul. Treceți prin ele și ajungeți aici. Nu pot să mă învârt foarte mult pentru că ne răsturnăm. Ați dat vreodată la vâzle? Problema e că e curentul destul de puternic și ne duce, când suntem drepți, ne duce așa, după aia mergem așa, în zigzag, ca șarpele. Dar am făcut ceva până aici, cred că am făcut vreo 20 de minute. Ce ne-a explicat ghidul este că în apa asta nu se poate nota pentru că sunt meduze și șerpi. Și din cauza aceasta este interzis scăldatul. Așa că dacă vreți să faceți baie, să nu faceți aici. Ne-am urcat, suntem bine, nu am căzut în apă, e totul ok. Mergem să lăsăm vesta. Să dăm vesta asta jos. Acum ne îndreptăm către plaja unde vom face baie, snorkeling. După aceea vom merge la Monkey Island. L'autre qui m'a dit attends, je reviens pendant un moment. Chez moi, j'ai plus rien, j'ai plus d'affaires. C'est un bizarre pour l'avoir. Acesta este locul unde vom face baie și unde ai posibilitatea să faci baie sau să faci snorkeling. Nu știu exact unde se face snorkeling, dar plaja asta este drăguță. Sunt câteva persoane, nu știu să zic, sunt vreo 20 de persoane, plus încă vreo 20 de la noi. A început să se aglomereze. De aici o să sărim în apă. Pot spune că ăsta e momentul pe care l-am așteptat de când am venit aici în Halong. E minunat să stai pe o astfel de plajă. Sunt acum nu mai e nimeni, mai sunt 2 persoane și vremea e perfectă,
apa e caldă, e numai bine, e numai bine de relaxat. Acum o să mergem către Monkey Island și facem un pic de hiking. O să urcăm pe un vârf de insulă și sper să nu fie foarte multă lume. Come on. Domnul nu știu ce vrea să facă. Îi făcea semn. Da, vine acum. Sper să nu fie foarte multă lume cum era la Tip Top Island. Dar sunt optimist. Până acum ziua a decurs perfect. Am făcut baie, ne-am relaxat. Am mâncat. Deci perfect. După cum puteți vedea, cam toată lumea se tirează acum. Este ora 2, cred că. Și oamenii ăștia la fel. Sper să nu meargă spre Monkey Island, dar s-ar putea să ne însoțească. Doble! Dacă vă hotărâți să veniți în Halong Bay, vă recomand să vă luați excursia de pe Cat Ba Island și nu din Halong Bay sau din Hanoi. Bine, și în Halong, în Hanoi puteți să vă luați, dar cu siguranță costă mai mult. Eu am plătit pentru acest day tour $16, chiar. Mai puțin de atât nu cred că se putea. Aceasta este Monkey Island. Nu este foarte mare, după cum se poate observa. O să trebuiască să luăm bărcuțele, pentru că mai mult de atât vaporul nu poate înainta. Asta e bărcuța noastră. Probabil o să fie vreo 2-3, da, uitați că deja una este încărcată. Hai că am făcut un salt mortal și nu a mai trebuit să ne scoatem adidașii. Deci cu bărcuța asta veniți de la barca voastră, veniți aici. Ok. E plin de maimuțe pe aici. De pe plajă ne-au recomandat să nu ne apropiem foarte mult, pentru că uneori sunt agresive, alteori vă fură lucrurile. Așa că cel mai bine e să vă lăsați toate obiectele care pot fi luate ușor, gen ochelari, telefon, cameră de luat vederi, dacă nu o legați de voi, s-ar putea să rămâneți fără. Portofel, la fel, aveți grijă, mâncare, dar arată foarte, foarte, foarte mișto aici. Avem și caiac, dacă vreți veniți cu caiacul. Dar e plin de lume. Uitați-vă la asta mic. Ce faci mai aici? Una, două. E plin. Deci e plin. Uitați ce pastă aici. Ce față are. Ia să ne apropiem de asta mic. Ia să-l vedem pe ăsta mic. Deci, știți cum fac ăștia? Ăsta te ține de gen, stai și te uiți la el. Și ăsta, șacalul ăsta mic sau ălalalt, vine și ți-a lucrurile. Sunt foarte inteligente și lucrează mereu în haită. Uite. Deci, era să ia doamnei, să ia ochelarii adineauri. Ăsta de aici, de fapt, doamna se uita la ăsta, încerca să facă poză și ăsta de aici vrea să ia ochelare. Așa că mare grijă. Vă șutesc ăștia tot. Mamă, ce ai pățit, Gogule, te-ai bătut? Ăsta a fost la scandal la seară.
Gaspare, unde fugim? Am părăsit zona de primire cu maimuțe și ne îndreptăm către Peak, Monkey Island Peak, unde se face un pic de trekking, se urcă și se admiră toată această priveliște de undeva de sus. Asta e drumul ca să urcați, deci nu vă luați papuci șlapi, pentru că, după cum puteți observa, este destul de periculos. Vă puteți tăia, sunt foarte ascuțite stâncile astea. Și, mamă, ce și alunecați! E ceva de urcat. Este foarte abrupt. Mamă, cum arată aici. Așa că pregătiți-vă. Hopa! Hopa! Pregătiți-vă de trekking. Ăsta da trekking, tată. Ah, hiking, trekking, cum se numește. Deci astea sunt destul de ascuțite. Și faza nasoală e că e nisip și alunici, adică eu alunic cu Adidas, dar apoi cu șlapi. Mai avem de urcat. Suntem probabil, cred că la jumate, trebuie să urcăm până sus acolo. Dar view-ul de aici, mamă, ce tare se vede! Cât de tare se vede! Ha! Deci e minunat. Pot spune că e o priveliște minunată. Ne continuăm drumul? Ne continuăm. Să aveți grijă pe unde călcați, că altfel vă duceți în hău. Deci, fără sandale, papuci, încălțăminte cu talpă subțire, pentru că o să pățiți. Uite, domnul ăsta și-a luat de alea de trekking direct. Mamă, cum se urcă! Aici cred că o să închidem filmarea, pentru că am nevoie de ambele mâini ca să urc. Ia, să vedem, reușim? Că eu sunt mai sprinten, uite-o că am reușit. De mic eram sprinten, băgam viteză și aveam mobilitate destul de mare. Și uite că m-a ajutat. Și acum, la 32 de ani, încă mă mențin. Așa. Opa. Mamă, ce tare arată. Deci mergi fix prin junglă. Dar până acum am pe aici, sincer, nu am văzut maimuțe. Am văzut doar acolo jos, dar aici nu am văzut maimuțe. Opa. Trebuie să ai grijă. Ah, uite că aici e o maimuță. Nu, e un om care face, o doamnă care face pe maimuță. Bineînțeles că exact când vă filmam cu aparatul, a rămas fără baterie și baterie am pe vas. Vreau să vă arăt de aici. Bine, nu am ajuns sus. Mai avem, dar fiind foarte multă lume și se coboară destul de greu. Și trebuie să așteptăm. Arată incredibil. Deci e, pot să spun, unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat. Vă puteți face aici și selfie. Aici. Unde-i doamna? Dar aveți grijă pentru că sunt foarte scuțite aceste stânci și alunecați destul de repede. Vă puteți tăia la fel de repede când vă urcați pe ele. Mi-ar fi plăcut să merg aici sus. Dar cred că pentru a ajunge acolo trebuie o oră la cum se merge. Și ar fi fost foarte, foarte interesant, foarte tare. Din păcate sunt și urme ale civilizației noastre. Unde e, mă? Uite, asta e o sticlă aici.
Păcat că sunt fel și fel de oameni care lasă gunoaie în locuri de genul. Ar trebui amendați din punctul meu de vedere. Aveți mare grijă când coborâți pe aici și când urcați, de fapt, pentru că e mega periculos. Într-o secundă, poc, și goodbye. Uite și o maimuță. Asta cred că a venit să mi-și face telefon. Pleacă-mă de aici, urciosule. Urciosule, ia zi-nuncă. Stai că l-am... Ia ce față are. Merge mai departe, că nu vrem să rămânem fără telefon. Să vă arăt unde am fost. Undeva aici. Ca să ajungi aici, îți trebuie, dacă nu e lume și dacă ești printen, undeva la 20-25 de minute. Dacă e trafic, poți să stai chiar și 40. Eu am făcut cam undeva la 35 de minute până sus și am fost norocos că la întoarcere majoritatea plecaseră și în 10 minute am fost jos. Hai, nu 10 minute, un sfert de oră. Oamenii ăștia ne-au spus că o să vizităm satul pescăresc la început, dar se pare că îl vizităm acum la plecare. Ia să ne apropiem. După cum puteți observa, s-au și câini, dar arată foarte, foarte interesant. În aceste mici spații sunt pești pe care îi cresc sau cei pe care îi prind, îi bagă la păstrare, la murat. Mamă, ce mare e! Uitați-vă cât de mare e locul ăsta. E imens. Dar are farmecul lui. Se vede mai bine de pe partea asta, pentru că nu bate lumina. Deci merge până undeva pe aici este, dacă nu chiar și mai departe. Și am ajuns în port. Am ajuns mai repede decât mă așteptam. Cred că am făcut undeva la jumătate de oră de la Monkey Island. Și din păcate nu am prins apusul. Dar e bine că suntem de vreme acasă. Oamenii de aici fac poze. Sincer, nu-mi doresc să mă pup tu. Dacă era o domnișoară, da, era mai drăguț, dar tu nu prea. Cam aceasta a fost excursia noastră în Cadba, Halong Bay. Din Cadba în Halong Bay. Distrează-mă, oameni! Nu știu dacă se vede. Sunt tipește de aici. Păi, important e că se simt bine, nu? Asta cred că e cea mai faină chestie. Folosim și cuvinte din afara Bucureștiului, că după aia se supără lumea pe mine. Pe mine, nu pe mine. Aici este o cafenea de unde se poate admira apusul. Un loc perfect pentru a încheia această zi de succes, o pot numi, o zi de succes. Mă bucur enorm că am luat decizia de a veni aici în Cadba și mulțumesc încă o dată
tipului care mi-a lăsat comentul legat de această insulă. Back to the hotel. A fost o zi pe cinste. Chiar mi-a plăcut. A fost super, super tare. Excursia în sine chiar și-a meritat toți banii. Locurile pe care le-am văzut au fost foarte tari. Și oamenii pe care i-am cunoscut, super. Deci chiar am cunoscut o grămadă de tipi. Vreo 3 tipi din America, un tip din Italia, unul din India, vreo 3 tipe din Germania, deci și toți tineri. Tineri. Și un cuplu din America, din Canada, care mi s-au părut foarte, foarte ok. Am vorbit o grămadă de lucruri, am învățat o grămadă de lucruri noi și a fost o zi pe cinste. Chiar mi-a plăcut. O să-mi fac acum un duș, iar apoi ne apucăm de editat, cam fiecare seară, bineînțeles. Sper să vă fi plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, like. Și ne vedem cu vlogul următor. Nu uitați, Instagram Travelabit, Facebook Metinabit, Revolut, v-am pus acolo codul pentru a vă înscrie la Revolut și veți primi 44 de lei înapoi la prima achiziție. Ce mai e de spus? V-am pus de asemenea în vlogul trecut programul pe care l-am aici în Hong Kong. Am rămas cu Hong Kong. Aici în Vietnam. Mi-ar plăcea să vă cunosc, să ne întâlnim, bem o bere și discutăm. Ne vedem cu vlogul următor.